O imagine a judecării sufletelor în care Maica Preasfântă se arată și Maică a Milostivirii. Un călugăre evlavios, numit Leon, a văzut în vis o imagine a înfricoșatei judecăți. Îngerii trâmbițau și popoarele se adunau într-un câmp mare. În acel câmp se aflau două scări mari ce se înălțau până la cer. O scară era roșie, iar alta era albă. Pe scara cea roșie, în capul ei, sta Hristos cu față mânioasă. Câți oameni mergeau, desesuiau pe acea scară spre cer, cădeau pe pământ. Unii cădeau de pe la a treia spiță, iar alții de la a patra spiță, alții de la jumătate, iar alții de pe spița cea mai de sus. Atunci, mulți oameni merseră la scara cea albă, la care s-a arătat Maica Precista, și așa pe acea scară s-au suit toți la cer, primindu-i pe dânsii împărăteasa cerească, Maica lui Hristos, împăratul slavei. Mergând la vânătoare, în zi de sărbătoare, a fost pedepsit, salvat apoi de Maica Domnului. În țara Spaniei, în cetatea Andorra, un preot, în ziua Dumnezeirii, Sfânta Trăime, s-a dus la vânat. Văzând o jivină intrând într-o gaură sub pământ, și-a vărât mâna ca să o scoată pe aceea, dar ea a pierit. Preotul, vrând să o prindă, a intrat cu totul în gaură și acolo, îndată a început a se văita tare și a plânge zicând: Vai, în foc sunt prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă! Tovarășii lui înspăimântați au fugit, neputând să-i vină în ajutor. Peste câteva zile, acel preot despre care s-a vorbit a venit în biserica Preasfintei Fecioare, numită Tavdalma, ca să aducă mulțumire împărătesei cerești, căci sfinția sa l-a scăpat pe el din acea mare nevoie. Acest preot le-a povestit oamenilor despre cele întâmplate cu el și le-a amintit tuturor ca să prăznuiască și să cinstească sfintele sărbători, mergând la biserică și ascultând Sfânta Liturghie, ca la orice nevoie să fie și ei ascultați și ajutați de Preasfânta Fecioară, născătoare de Dumnezeu. Lepădând călugăria, a fost luat de dragi și călugării nelucrători primejduiți, scăpați de preacurata. Ieronim, postelnicul cel mare al Craiului Unguresc, s-a făcut călugăr, dar după aceea, lepădând călugăria, a ieșit din mănăstire. În vremea când acesta a murit, fiind noapte, niște călugări oarecare din acea mănăstire, stând pe marginea unui râu din apropiere, se zăboveau, cheltuind vremea în vorbe de șarte. În acel timp, dintr-o dată se auziră pe ape un sunet deosebit, la care ei întrebară: Cine este acolo? Și li s-a răspuns cu glas omenesc: Dragi suntem și ducem la iad sufletul lui Ieronim, postelnicul cel rău, care era mare slujitor al Craiului Unguresc, căci a lepădat călugăria. După aceea, diavolii, vrând să înșface și pe călugării de pe malul apei, ce petreceau pierzând vremea în deșert, s-au speriat foarte tare și au strigat cu glas mare: Preasfântă Fecioară și Maica lui Dumnezeu, Marie,
ajută-ne nouă. Atunci diavolii le-au zis lor, ați apucat de a chemat în ajutor pe preacurata, căci de nu, voiam să vă înecăm și pe voi, căci v-am aflat treji și vorbind cuvinte fără de treabă.